Clădirile edificate ilegal ar trebui demolate chiar pe banii constructorului, susțin reprezentanții Asociației Investitorilor de Real Estate din România. Aceștia atrag atenția că ar trebui delimitate de imobilele ridicate cu toate avizele, dar care sunt afectate de schimbările legislative. Practic, cer ca imobilele să respecte legislația în vigoare de la momentul obținerii autorizației. Reprezentanții Asociației Investitorilor de Real Estate din România spun că sunt cazuri în care dezvoltatorii imobiliari ridică în mod legal imobile, iar din cauza schimbărilor legislative, construcțiile sunt declarate ilegale. Experții susțin că soluția este ca prevederile aplicabile pentru orice proiect să fie cele de la momentul înregistrării cererii pentru certificatul de urbanism. Așa s-ar aplica principiul universal al neretroactivității. Acele clădiri care au obținut o autorizație legală, vorbind, pentru că la momentul la care ei au obținut autorizația, exista o documentație de urbanism și ea a respectat toate avizele tot, dar a venit instanța ulterior și a anulat documentația care a stat la baza ei, aici noi nu suntem de acord, pentru că până la urmă, la momentul la care acea autorizație a fost obținută, totul a fost legal. Nu putem să punem pe același palier niște oameni care au construit ilegal și abuziv și ale căror edificii trebuie dărâmate, punct, cu un om care, fără să aibă vreo vină și care a respectat întocmai legea, se confruntă cu o situație în care îi se cere, repet și subliniez, fără să aibă vreo vină, să-și dărâme clădirea, deși el a respectat legea, din vina unui funcționar. Dincolo de toate lucrurile astea, gândiți-vă la procesele care ar apărea, la pagubele materiale, financiare pentru primărie, pentru bugetul public, în fond, banii noștri. Și persoanele fizice pot fi afectate de modificările legislative apărute pe parcurs. Există situația autorizațiilor de construire emise valabil în baza unor puzuri care sunt anulate ulterior. Se emite autorizația de construire, dezvoltatorul, și aici nu vorbim doar de dezvoltatori, inclusiv persoanele private, un cetățean care își cumpără un teren și vrea să-și construiască o casă, va obține o autorizație de construire, acea autorizație de construire este emisă în baza unui puz, se va apuca sau nu de construire și la un moment dat va afla după un an, doi ani, trei ani, după ce a cumpărat terenul sau s-a apucat de construit, poate și după ce a finalizat construcția, că a fost anulat puzul. Și care este efectul? Anularea propriei autorizații. Autoritățile ar trebui să oprească din timp construcțiile aflate în proces de ridicare ilegală. Dacă totuși se ajunge la construirea unei clădiri fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației de construire, investitorul trebuie să suporte toate sancțiunile legale ulterioare. Nu suntem de acord ca acele clădiri care nu respectă legislația și documentația urbanistică și regulamentul urbanistic al zonei să intre în legalitate. Asta e foarte clar. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem, adică nu am vrea să fie intre în legalitate o clădire care a fost autorizată să aibă 4 etaje și are 6 etaje, sau care la subsol avea, la demisol avea locuri de parcare și acum are apartamente. Nu suntem de acord. Ori clădire care a fost ridicată ilegal trebuie demolată. Punct. E un principiu corect și incontestabil. De aia am ajuns în halul ăsta în București, pentru că foarte mulți pseudo-investitori care au făcut blocuri de 5-7 etaje între case, au făcut fără nicio autorizație sau la limită, sau au încălcat-o și nu i-a luat nimeni de urechi, nu i-a pus nimeni să dărâme. Avem și exemple mai celebre în București. Ori, ceea ce spune industria, ceea ce spun oamenii care au ceva în cap, este un lucru simplu. Dacă tu te apuci și construiești fără autorizație, chiar dacă ai apucat să termini, e normal să-ți se dărâme construcția. Tu să o dărâmi pe banii tăi. Reluarea procesului de obținere a autorizației în conformitate cu noua legislație înseamnă blocarea investiției, dar și timp și bani pierduți.